When the Sadducees had been put out from them, and from them, they went down to the lot, and they said, come again. Am avut o variantă de... O variantă de prietenă în lucrarea scrisă pe nefrioană. Variantă? Pentru viață. Da. 1. Subiect 1, 1. Determinați mulțimea, A mare, egală cu... Toți X din Z. Deci atenție din Z, da? Da. Unde X se divide pe 14. Cu proprietatea că... X se divide pe 14. Și mulțimea pe X egală cu toți X din Z. Mulțimea pe, da? Da. Egală cu toți X din Z, cu proprietatea X se divide pe minus 10. Și mulțimea C. Toți X din Z, cu proprietatea 5 supra X minus 2, să aparțină lui Z. Să determinăm mulțimile acestea. Cine ia, cine e B, cine e C. Da. A, B și C, 5 sunt. Da. Cine vorbește? Poftim, Adi. Toți X întregi, care X se divide pe 14. Ce înseamnă X se divide pe 14? Plus minus 1, plus minus 2, plus minus 7, plus minus 14. Altceva am întrebat. X îl divide, X e divizor. Divizor, da. Toți divizorii lui 14. Deci X divide pe 14, adică X divide pe 14, este echivalent cu vorba de descoperirea divizorului 14. Da? Care sunt? 1, 2, 7, 1 minus 1, că suntem în Z, da? Da, da. 1 minus 1, 5 minus 2, 2, minus 7, 7, minus 14. Și minus 14, respectiv 14. Asta e mulțimea. De fapt, asta e cel tot. Da, da, da. Apoi. B. X se divide pe minus 10. X divide pe minus 10. E, ce înseamnă? E minus, minus 1, 1. A, X aparține mulțimii divizorilor lui? 10. 10. Ori minus, minus 10, ori 10, așa ar lucra. Da? Minus 1, 1. Minus 2, 2. Minus 5, 5. Și minus 10, 10. Și ce? Verba? Asta e pe mare, să scrie, domnule. A, egal cu verba, da. Și x minus 2 se divide pe 5. Și x minus 2 îl divide pe 5. Aici x minus 2 egal cu 1 și x minus 2 egal cu 5, adică x egal cu 3 și x egal cu 4. Atenție. Plus minus 1, da. X minus 2 egal cu 5. X minus 2 aparține mulțimii divizorilor lui 5. Da. Care x sunt? Plus minus 1. Plus minus 5. 1 minus 1, 5 și minus 5. 5. Deci x egal cu 3, cu 7. Și trebuie. X minus 2 egal cu 1. 1. X egal cu 3. Da. X minus 2 egal cu minus 1. X la 1. Și X minus 2. Și X minus 2 doar cu 5. Rezultă de X egal cu 7. Și X minus 2 egal cu minus 5. Rezultă de X egal cu minus 3. Așa, da. Mulțumesc. Egal cu mulțimea tuturor. Plus minus 3, 7, 1. 1 plus minus 3, 7, 1. 1 minus 3, 3, 7. Nu poate ajunge. Da, e poate. Asta ne-a trebuit la... Bun. Dar eu un număr pot abține și să nu-ți spun următoarea întrebare. Ție și lui Adi. Dacă aș fi dat așa, să-ți găsească mulțimea C, egal cu toți ai cei X din Z, pentru care 3X minus 1 supra X plus 2,
aparține lui Zen. 3 minus 1 trebuia să divide la x. Nu, x plus 2 trebuia să divide la 3 x minus 1. Da. Deci x plus 2. X plus 2 trebuie să fie un divizor. Asta vrea să spun, ca să da, fie. Să divide pe 3 x minus 1. Scădem în x și scădem în 2. Face translația așa. Că mărmei 0 divide pe cine? Pe nu știu cine, nu? 0 nu poate să fie divizor la divizor. Atunci x plus 2 trebuie să fie egal cu 3x minus 1. X plus 2 să fie egal cu? 3x minus 1. Păi dar ce nu face mai decât e unitară, a să fie și multiplu de x plus 2. X plus 2 ăla îl mulțim cu... Ce bine ar fi dacă sus ar fi 3X plus 6. Că aș da pe 3 factor. Mulțim cu... Dacă să fie 3X plus 6, de unde? De unde să fie? Întâi cu 6. Plus 6 minus 7. Plus 6, minus 7, da? Adică nu știu să scădem o 6 sus. Deci, luăm fracția. 3x minus 1 supra x plus 2 egal și cu, mai departe, cu 3x plus 6 minus 6 minus 1 supra x plus 2. Adică, de ce? Da. Am așa scădut 6? Da. De ce? Am mulțit cu, am adunat ca să avem x cu 2 și cu 2 se întâmplă. Așa. Visăm să dăm pe 3 în factor, să rămânem paranteză x plus 2. Când distribuim numitorul x plus 2 pe x plus 2 se va duce și va fi un lucru interesant. Deci cam mai departe cu 3 pe lângă x plus 2 minus 7 supra x plus 2 și cam mai departe cu, iată, fac acum, distribuim numitorul. Distribui, ca să 3 pe x plus 2 pe 3. Asta supra x plus 2 minus 7. Vin de la două fracții, da? Deci, vedem aici, vine de la 3 pe x plus 2 supra x plus 2 minus 7 supra x plus 2. Mm-hmm. Și egal cu 3 minus 7. Și egal cu 3, e bine, minus 7 supra x plus 2. 3, natural. 3 este între. Da. Deci, hai să spunem fracția de la început. 3x minus 1 supra x plus 2 aparține lui 0. Dacă și numai dacă, e egal la sau. Dacă și numai dacă, 3 minus 7 supra x plus 2 aparține lui 0. Asta este din Z. Asta este din Z. Trebuie asta obligatoriu. Dacă și numai dacă, 7 supra x plus 2 să aparține lui 10. Și pe asta și tocmai. Da, x plus 2 este egal cu plus minus 1 plus minus 7. Deci de aici rezultă că x plus 2 egal cu 1, x plus 2 egal cu minus 1, x plus 2 egal cu 7 și x plus 2 egal cu minus 7. Din prima x egal cu 1, x egal cu minus 3. În prima o x egal cu minus 1. Cu minus 1, da. Cu minus 3, da, da. X egal cu 6, 5. Și x egal aici cu, cu minus 9. Minus 9. Deci la întrebarea care se întâmplă și pentru care se întâmplă chestia asta, egal cu mulțimea formată din minus 1, minus 3, 5 și minus 9. Numai aceștia se întâmplă și pentru care fi conlocuit am numere întregi. Niciun alt X nu. Deci când e un număr, când e un număr, e foarte rapid, nu? Deci încercăm divizorul în numărul acela. Când nu e, încercăm să ducem egheștiu acolo. Dar aia ai avut baftă aici. Că ai putut gândi 3X plus 6. 3X plus 6, corect. Dar ce te faci la următorul egheștiu? Deci dacă îți spun așa, să găsească mulțimea C egal cu toți acei X minus Z,
cu proprietatea 3x plus 2 supra 5x minus 7 se aparține lui 0. 3x plus 2 supra 2x 2x minus 7 se aparține lui 0. În fața acestui exercițiu, lucrurile sunt un pic mai complicate. Că nu mai ai așa ușor șansă să faci marionate. Facem acolo pe 7 scriem ca minus 8 plus 1. Da. Și avem x minus 4 acolo și x minus 4 sus acolo să avem x minus 4. Da, dar sus, nu, cu 3x nu stă ușor. Că 3 și 2 nu se leagă. Dacă aș fost 4x sus, Miruna, aș fi avut multiplul de 2x și aș fi urmărit să tot un 2 factor. Și până mă duc să scad acolo, fac manevre care sunt din care se impun. Dar când ai aici aștia numere prime între ele, nu se leagă, trebuie să încercăm altceva. Uite, 2 îl dividim 6, da? Dar tot 2 divide și pe 12. Dar tot 2 divide și pe 18. Pe multipli de 6. Deci dacă D divide pe A, deci dacă D divide A, de ori X ca A. D divide pe multipli lui A. Pe A ori un K. De acord, da? Dacă D divide, iată, divide și pe 2 divide pe 6, 2 divide și pe 8, sau pe 14, atunci de aici respect că 2 divide și pe adunare și pe scădere. 6 și 14, care face câte? 20. 20. Deci, adevărat, și 6 minus 14, care face minus 8 și o divide. Interesant chestia asta. Și acum să vezi ce suport teoretic îmi construiesc. Dacă D divide pe A și D divide pe B, atunci, de aici, D divide pe A ori un K. De aici, D divide pe Z ori un P. Indiferent ce e K până aici. Oricare ar fi K din Z. Și oricare ar fi P din Z. Deci în clipa în care D divide A, D divide B, divide așa. Dar divide și scăderea. Deci de aici aș putea trage concluzia. Că D divide A ori K plus sau minus B ori P, indiferent ce K și P voi folosi. Da, acesta este suportul pe care vreau să-l reținem. Deci dacă D divide A, D divide B, atunci D divide combinația între A și B. Combinație lineară se cheamă, adică mulțesc pe A cu un constant, plus sau minus B cu o constantă. Indiferent ce K și P folosesc. La ce îmi folosește acest lucru? Haideți să mă întorc în ieșițul pe care l-am formulat mai devreme. L-am șters. L-am șters, să mi-l dați voi. 3K plus 2, 3X plus 2 plus 2, 7, un pic mai jos. Așa. Așa, mi-l dați. Deci avem... Să facem și noi la fel, adică 2x minus 7, dividem pe 3 plus 2. Adică, deci a fost așa. Un scat ce egal cu tot acei existențe. Cu proprietatea. Cu proprietatea că... 3x plus 2. 3x plus 2. Supra 2x minus 7. Aparține lui 0. Și... Aici... Pe rolul lui D, îl fac pe 2x minus 7. Deci, spunem,
2x + 2 supra 2x - 7 aparține lui 0. Dacă și numai dacă 2x - 7 divide pe 3x + 2. Dar 2x - 7 divide pe 2x - 7 pe el însuși. Da? Deci divide, iar de divide pe. Rolul de D este ăsta, iar lui A este 3x - 2, iar lui B este 2x - 7. Iar el. Chiar el însuși. De aici rezultă că 2x - 7 divide pe 3x + 2 ori un K plus, am știa plus 2x - 7 înmulțit cu un P. Indiferent ce K și P folosim. Da? Indiferent. Dacă indiferent ce K și P folosim, luăm noi un K și un P particular. Bun. Deci alegem, alegem K pe particular. Care se conducă la reducerea lui X. Care se conducă la reducerea lui X. Lui X. Deci se conducă de X. Ce K și ce P vezi voi să folosim? Minus 3 pe 2. Nu. K și P din Z. Ce K se face un serviciu ca, după ce mulțești paranteze, să scad de X? 2. Ca o 2. Da. Ca să fac 6. 6, da. Și pe 1? Tot 2. Minus 3, zice. Ca să fac minus 6. Deci, K-ul e luăm coeficientul de aici. K egal cu 2. K egal cu 2. Iar P egal cu minus 3. Pe 1 minus 3, ca să aveam folosit plus. Dacă era minus, luăm 3. Da. Și atunci, ei și ce este echivalent? Cu 2x - 7 divide pe 3x + 2 ori 2 plus 2x - 7 ori minus 3. Adică, indiferent și K și P, pune acolo. Echivalent, poate spune că 2x - 7 divide pe 6x + 4. Da? 6x + 4. Minus 6x. Plus? Nu, minus. Plus? Pe minus 7, minus 3, dar plus 21. Ce de fapt aș spune? Că 2x - 7 divide pe 25. Deci, problema am redus așa. Hai să ne amintim. 3x + 2 supra 2x - 7. 3x + 2 supra 2x - 7 e aparține lui 0. Dacă și numai, dacă se întâmplă tot fenomenul ăsta. Dacă 2x - 7 se divide pe 25. Și ce ar fi? Am zis, dacă 2x - 7 aparține mulțime divizorilor lui 25. Divizorilor lui 25, care înseamnă plus minus 1, plus 1, plus 1, 5, minus 5 și 25, nu? Da. 25. Respectiv, minus 25. Și acum nu rămâne decât să iau pe râsă de luta de ecuație. Deci 2x - 7 egal cu 1. Și ce înseamnă 2x egal cu 8, x egal cu 4, ce-mi place. 2x - 1 minus 7 egal cu minus 1, ce înseamnă 2x egal cu 6, x egal cu 3, nu? Da, 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 și îmi place și ăsta. 2x - 7 egal cu 5. S-a însemnat 2x egal cu 12. Și x egal cu 6. Bun. 2x -
7 egal cu 5 minus 5, adică 2x egal cu 2, nu? Da, da. X egal cu 1 și asta e altul bun. 2x minus 7 egal cu 25, adică 2x egal cu 32. X egal cu 16 și 2x minus 7 egal cu minus 25, ceea ce înseamnă că 2x egal cu 18 minus 18, da? Da. X egal cu minus 9. Și iată că răspund la întrebarea cine este mulțimea acelor x din Z, pentru care după locuire rezultatul să fie tot un așa s-a imunținat, formată din 4, 3, 6, 1, 16 și minus 9. Deci, astea sunt singure valori. Orice altă valoare să nu pui, nu mai. Dacă nu dădeam cu 2 și cu minus 3? Păi dacă nu dai cu 2 și minus 3, nu scade X. Că noi avem, dacă îți spune că adevărat pentru și ca și pe teorema. Vrei să scapi X ca să poți spune? Ăsta e motivul pentru care... Pentru și ca și pe din Z? Din Z. Așa am spus eu. Asta e adevărat. Indiferent de și ca și pe Z. Dar pentru care, oricare, îți elegi și tu două valori ponderabile. Ca să scapi X. Ca să scapi X. Ca sigur că sunt singurile valori ponderabile ca și pe X. Ca și pe care să se reducă pe X? Păi sunt... Valorile acestea sunt singure care se fac. Acum, eu mai puteam să zic că cât am luat cau? 2. 2. Dacă puneam 4. 4 și minus 6. Tot se le faceau. Tot se le faceau. Multiple, dar 3 e cei mai mici ca să... Deci, nu-ți trebuie un număr mare. Ca să ai un încercări acolo. Deci. La divizor mare. Da. Deci, primele două perechi de numere care se fac. Și zi așa, cau... Cau se ia coeficientul lui X din partea cealaltă 2. Și pe un coeficientul... Pe un coeficientul lui X, dar eventual se schimba dacă... Da, se reducă. Se reducă. Deci asta e maior. Că dacă nu știa divizorul 5 zici, o să ai mai mulți acolo, mai mulți încercări acolo. Mai sigur că așa, pe tare noastră. Vei găsi, în final, tot așa cum se vede aici. Numai că n-are rost să te duci mai sus de atât. Da, o secundă. Deci, acest exercițiu este un model care, mă rog, trebuie reținut, este pe baza acestei teoreme. Și ce trebuie să înțelegeți este că numai acești X care am găsit fac. Hai să luăm un X la întrebare. 3. Sau unul că face 3 și cu 2, 5. 2 minus 7, minus 5 pe minus 5 face numărul 3. Numai acestea sunt valori care conduc în final fracția la număr 3. În rest, orice alt număr X va fi încercat, orice alt număr 3 va fi încercat și va, după înlocuiri, rămâne fracție. Una la 0. 2 pe minus 7. Care-i fracție? Deci de ce n-am obținut cu 3 și 9 aici? Că X egal cu 0 nu face serviciu. Minus 2. Minus 6 și cu 2, minus 4. Și minus 4 și cu minus 7, minus 11. Și la 3 fracții, nu se simplifică. Eu m-am folosit de ocazie. Da, eu asta, dar nu știi cum o dată de cum? Nu se duc? Păi, dar nu se duc, vezi? Ori de câte ori un număr sus, sunteți fericiți. Știu, da. Nu, în dicționare și da, când nu aveți, atunci căutați să puneți în evidență numitorul la numărător. Deci dacă mai este aici 2x minus 7 și ar fi fost 4x cu tipul de așa, foarte da? Nu știu cu ce. Uite, dacă ar fi fost, am zis ce, dacă ar fi fost 4, nu? 4x mod pe 3. Atunci, ai de doar 2x-ul. Și pentru a ieși jocul bine, trebuie să am 2x minus 14. Deci 2, pe lângă 2x minus 14, ca să facă multiplul lui 7 și să scot eu un factor pe 2 și să-mi iasă ce nu ți-e clar aici, Miron, hai să vedem. Așa, eu încerc să insist, pentru că
tot secretul da, este... Da, să spunem cu 4, dar cu 3 să lăsăm. Păi dacă l-am lăsat cu 3, n-ai încotro. Nu mai merge manevra. Eu am vrut să vă spun că în situațiile în care ați făcut așa, amare, ei au fost toți acei X din Z. Deci când ne-am numărat acolo sus, e treaba singură. Da. X din Z. Pentru care 4X plus 3, poate 4X plus 3, supra 2X minus 7 aparține lui Z. Da? Dacă ați făcut așa. Atunci, fiindcă văd sus 4x, înseamnă că e doar 2x. Dar eu nu pot să rup pe 2x și pe 7. Normal. De ce? Eu visez la 2 pe lângă 2x minus 7. Sus am așa. 2 pe lângă 2x minus 7. Și-mi construiesc sus așa. Și-mi construiesc. 2 ori 7, 14. Deci a scalat 14, atunci 14 exact. Și 3. Exact. Și până când scrie pe numitor și vine 2 pe lângă 2x minus 7, cu 2x minus 7 îți duce și rămâne, ce nu rămâne constantă aceea? Și reduc problema la aceea. Deci în condițiile în care am șansă să pun în evidență ușor numitorul, multiplul de numitorul aici, la numărător, treaba merge foarte bine. Dar aici ce să mă fac? Că 2x cu 3x nu se leagă. Și la 6x mă duc tot numărul. Păi mă duc la 6x, dar cum să mă duc la 6x? Trebuie să mulțesc cu 2 sus, nu? Da. Dacă mulțesc tot cu 2, am modificat fracția. Da? Da. Deci modificăm fracția, trebuie să mulțești să par cu 2 ar fi. Dar atunci lucrurile se complică. Trebuie să mulțești cu 2 și sus și jos, cu 3, să mulțești și invers, cu 2 pe 3. Asta trebuie să știi. Da, dar este simplă. De, combinația. Ca model de lucru, uitați-vă. 2x minus 7 divide, trebuie să divide pe 3x minus 2. Da? Pe 3x minus 2, că asta e problema mea. Dar 2x minus 7 divide pe 2x minus 7. Da. Deci divide pe el însuși. Și de aici știu că 2x minus 7 divide combinația dintre ăsta mulțit cu un număr și celălalt doar mulțit cu alt număr. A ori K plus B ori B. Bun. O să mai lucrăm așa. Da. Da. O singură de la noi. O să mai lucrăm așa și la... Da. Ca să ne mai... O să mai facem și cu... Când găsim o altă ocazie, dar acum ați aflat despre modalitatea asta de lucru în condițiile acestea. Și atunci... Eu puteam să trec foarte ușor, să fac mai ieși de aceea. Da, nu, le facem, o mai facem așa. Da. Ca să vedem dacă ei și aduc aminte de chestia. Tocmai. Deci, când ai sus constantă supra ceva o expresie mix, toți divizorii ce și scapă cu treaba. Când ai șansa să vezi că numitorul îl pui ușor în evidență sus, ia, îți construiești constanta care e acolo, atunci scapă, deci faci acolo, încât schimbi multiplu A. Da? Iar când nu iei cu... Nu vă fi, am întâlnit cu așa, da. Da. Scrie doar în de mai spune o mână. Ce? Tu când cât ai? Da. Aha. Da. Da. Îl facem des cu continuare. Doi. Deci la subiectul 1, atacă 1, extremea a doua. Zicem. 2. 2. De la S. Mulțimea are egal cu 2 în 5 în el. Poți să ce e cu 5 în el. Proprietatea minusul mai mic egal de X. Mai mic egal de 5. Scrie la interval este egal de 1. Da, minusul mai 5. Minusul mai 5. Închis. Închis. Dacă a mic egal de X a 4-a. De mare, nu? Sau ce este? Nu, nu, tu 3. Este și 3. Dacă a mic egal de X a 4-a plus 2X la a 2-a plus 1 minus X minus 1 la a doua. Minus X minus 1 în paranteză. La a doua.
Atunci, descompus în factori, A egal cu? Atunci, A în factor, da. A egal cu, deodată, să zicem. X la a doua. Amic, amic, da. Da, amic, da. X la a doua plus 1 tot la a doua. Ai zis x la a patra aici, da? Da. Plus 2x la a doua, nu? 2x la a doua. X la, da, da. X la a patra plus 2x la a doua. Așa. Plus 1 minus x minus 1 la a doua. Hai zi, adică ai zis bine. Păi, deci x la a doua plus 1 totul la, totul la a doua. Deci x la a doua plus 1 totul la a doua din primii 3. Minus, minus x minus 1. Minus x minus 1 la a doua. Și egal mai departe? Egal cu x la a doua plus 1 minus x plus 1. Așa, a minus b pe lângă a plus b. Deci există x la a doua plus 1 minus x plus 1. Pe lângă x la a doua plus 1 plus x. Plus x minus 1. Și egal mai departe cu? Egal cu x plus x la a doua. X la a doua. X la a doua minus x la a doua. X la a doua plus 2. X la a doua. X la a doua la minus x plus 2. Pe lângă. X la a doua plus x. Da. X la a doua plus x. Și egal mai departe, când vă lăsăm așa. Păi poate din a doua un x. Da. Hai, Adi. Hai. Să fie x pe lângă x plus 1. Da, x pe lângă x plus 1. Pe lângă, și aici nu-ți mai facem ceva. Să scoatem x pe lângă x. X pe lângă? X pe lângă x plus x. X pe lângă x plus 1. Plus 2. Dar am făcut pe x pe lângă x plus 1. A, din prima dată. Da, da, prima, 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 da. Asta ca să facem pătrat perfect. Da, ca x... Deci, hai să spun dumneavoastră. Deci, x pătrat minus x plus 2 este egal cu, o propune și alea dintre aceeași idee, egal cu x pătrat minus de 2 x ori 1 pe 2 plus 1 pe 2 la pătrat minus 1 pe 2 totul la pătrat plus 2. Și egal mai departe cu x minus. X minus 1 pe 2 totul la a doua, să vedem aici, minus 1 pe 4 plus 2, care ar face? 3 pe 2. Egal cu X minus, X minus 1 pe 2 totul la a doua plus? Plus 2 minus 1 pe 4, deci 8 minus 1 plus 7 pe 4. 7 pe 4, nu? Da. Da. Și sunt șanse să mai descompunem, când vedem așa. De, dacă ar fi minus, ar fi la doar minus pe la bandul radical pe acolo, nu știu ce. Așa cum ar fi lăsăm așa. N-avem ce face. Așa îl lăsăm. Tocmai, dar trebuie cercetat. Da. Și el s-ar putea să aibă descompunere. Uh-huh. Că nu se descompune în factori, adică trebuie până la gradul întâi să ajung. Deci el lăsat, n-am las așa, e spătrat minus x, plus 2. Deci, în clipa în care se cere o cercetare atentă și spune factorizare până la capăt, trebuie să justifici după ce nu mai pot face. Dar în cererea să avem A pe orice așa? Sau și în cererea să avem... Să se spune factor. Factor. Deci, să se compune. Final. Tot scoți. E cel ușor. Da? Da. E obligat și fău șar pe aici. X minus X plus 2 egal cu 0. Înseamnă de ce? Că știu eu o chestie, da? X pătrat plus bx plus c. Să scrie ca fiind a pe lângă x minus x, nu? Pe lângă x, pe lângă x1, a, pe lângă x minus x1, x minus x1, pe lângă x minus x2. Am mai urmat. Da? X minus x1, pe data acestea există. Păi. Deci, ax pătrat, asta de gradul 2, se scrie. În cazul nostru, cum s-ar scrie x pătrat? X pătrat
minus x plus 2. Să scrie a care este 1, pe lângă x minus x plus 1, pe lângă x minus x 2. Dacă există x1 și 2. Deci dacă există x1, respectiv x2. Dacă există. Și pentru asta vedem, calculăm pe delta. Delta e egal cu b pătrat minus 4ac și egal cu 1, k-ul e 1, b-ul e minus 1, c-ul e 2. Deci vine minus 1 la pătrat, minus 4, ori 1, ori 2. Și face egal cu minus 1 la pătrat face 1, minus 8, egal cu minus 7, care e negativ. Și dacă delta e negativ, nu găsesc rădăcini. Și n-am ce face, pentru că știți nici cum era rădăcini. X1, 2, egal cu minus b, plus sau minus, are sfârșit. Minus b plus minus radical din interfant, supra 2a. 2 era. Și fiindcă radical din ceva, radicalul nu știe să facă treabă decât dacă nu mai pozitiv. Exact. Cum delta egal cu minus 7, radical din minus 7, nu există. Ce face radical aici? Nu se poate discuta. Deci nu are. Atunci, de 5, de ce era așa? Rămâne așa. Dar deci, acolo, descoperirea factorul înseamnă A ori B sau A ori B ori C, nu? Adică a, da, da. Și ceva cu orice, orice, mă. X minus 1 îl făceam ca minus X la 2 la 2 X minus 1. Pe X minus 1, da? Da, desfăceam. X pătrat minus 2 X plus 1. Da. Și aveam X la 4 plus 2 X la 2 plus 1 minus X la 2 plus 2 X minus 1. Și rămânea X la 4 plus X la 2. Da, aveam spre X la 4 plus X la 2. Plus? Rămânea X la 4 plus X la 2 plus 2X. Plus? X la 4 plus 2X, că 1 și cu minus ura se reduc, da? Da, și X pe lângă X la 3 plus X plus 2, nu e și el că o descompunem factori. Dar pe nu-i factori aici, nu-i mulțire. Factori la da, da, dar de fapt un pe X acolo. Bun, și dacă e la X ce, că e egal cu X, X pe lângă X la 3 plus X plus 2. La 3? Pe lângă X la 3 plus X plus 2. Nu știu ce. Că asta mare descompunere. Asta mare descompunere. Și nu mai poți găsi. Ai stricat de ghiști aici. Deci tu când ai ridicat la pătrat. Ai lucrat acolo s-o dus 1 cu minus 1. Ai ajuns acolo, dar nu e descompunerea asta. Adică, paranteza aceea, uite, are tocmai descompunerea aia. X plus 1 pentru X la 2 minus X plus 2. Exact. X la 3 plus X plus 2. S-a așează ca x plus 1 pentru că x pătrat minus x plus 2. Și cum? Mai scot pe x. Nu mai scos, că ai explicat. Deci pe cuvarul tău, pe cuvarul tău, lucrurile se complică. Cum aș fi luat eu cu asta? Mă rog, mă pui în situația să încerc să fac ceva. X pe lângă. X la 3a minus x plus 2x. Adică plus x-ul ăsta, să scriu ca fiind minus x plus 2x. Da, e greu, domnule. Plus 2. Nu, în cele asta, eu n-am un control. Oi tipe ce trebuie să exact. Fac. Îmi vine în minte să fac treaba asta. Și acum, nu știu ce, egal mai departe. X pe lângă x. X pe lângă. De... X pe lângă pătrat de primii doi scoate pe x. Sigur. Sigur că e posibil. Intri în culoarul ăsta și am întrebat, ce mă fac? Asta e întrebarea. E lăsat așa. Și lua jumătate din punctaj. O, nici jumătate. Nici măcar. Nu, nu. Lua și ceva. Lua și ceva acolo. Pentru că doar radicalul nu vine la pătrat. Exact. Și-o scos acolo, domn profesor. Și-o scos-o mix, da. Îi dădea ceva. Îi dădea. Hai să zicem la jumătate. Dar acum, vine x pe lângă. Paranteză dreaptă. Între x la 3 și x. Cotează x. X pe lângă x pătrat minus 1. Da. Plus 2 pe lângă x plus 1. Da. Și egal mai departe cu x pe lângă x pe lângă x. Pe lângă
x la 2 minus 1 perché x la 2 plus 1, x la 2 minus x minus 1 plus 1 și plus 2 pe lângă x plus 1. Da, ca fa de pe x plus 1 în față. Spate pe x plus 1 care e formă. Plus 1. Da, x plus 1. Quindi x per che x plus 1 x per che x plus 1 per lenga x per che x plus 1 și mulțesc x pătrat plus x plus 2 plus 2 x pătrat minus x minus x, că asta asta x pătrat minus x plus 2 partea puternă aici. Acum, dacă m-ați întrebat pe mine, eu așa l-aș vedea. Dar că ai făcut la 5, domn profesor, e minunat. 5 minute, da. Păi autorul a putut și să atragă atenția, că facem un pătrat perfect. Strânge aici. Exact. Și nu strici pe asta. Că nu ai tu de gând să te duci pe o fundătură. Și acum, diferențe două pătrate. A vrut să verifici asta. Exact. Era a, nu, să vezi pe și atunci, și el nu se termină aici, că tu nu știi dacă ai sau nu rădăcini. Deci, finalitatea, adevărat, să încerci și acolo. Încerci și acolo și arăți că nu se mai poate. Că nu se mai poate la lucra. Da. Și stă așa. Da. Că altfel se putea factoriza așa. 4. Rezultatul calculului este minus radical din 2 ori 5 supraradical din 6. Minus radical de ori 5. Supraradical din 6 este. 5 supraradical din 6 este egal cu a. Minus radical din 5 supraradical din 3. Minus 5. 5, da. Minus 5, că doar nu e radicalul. Minus 5 pe lângă 3, da. Și nu e asta. E 5 pe... Doar, dar e 5 pe doar analizăm, că sunt așa. Sigur, da. Egal cu minus 5 radical din 3 de 3. Asta. 5. Este pe 5. Dacă I1 egal cu I1 mare. I mare. Ține, I1. I1 egal cu... Interval. Egal cu minus 3, 5 închis. Așa. I la interval. Da. Minus 3? 5 închis. 5 închis la american. Da, da, da. Și I2 egal cu minus 4, 3, tot închis. Minus 4, 3, tot închis. Atunci I1 interpretat cu I2 egal. I1 interpretat cu I2 egal cu minunat. I1 e minus 3 deschis, minus 3 închis, 3 închis. Minus 3, dar practic mergea. Din astea două faci maximum. Cel mai mare din astea două și cel mai mic din capul din dreapta. Deci cel mai mare este minus 3, cel mai mic este 3. Deci este intervalul minus 3, 3. 6. Dacă suma lungimilor tuturor mulțimilor unui cub. Dacă suma lungimilor mulțimilor unui cub este 60 de centimetri. Lungimilor. Mulțimilor unui cub. Este 60 de centimetri. Cub egal 60 centimetri. Atunci lungimea diagonalei sale este... Adică diagonala egal cu ce? Egal cu... D la 2 egal cu 3 ori 6 la 2 și atunci D egal cu 6 la egal din 3. Dar de ce 6? Că... A, e 60! 60. E 60 la egal din 3. 60 la egal din 3. Ia mai știu ce dă. Dacă suma lungimilor mulțimilor... Mulțimilor. Toate mulțimilor. Unui cuvânt. Deci toate mulțimilor. Nu cele 3 dimensiuni. 4, 4, 8 și cu... Încă 12, sunt 12. Deci 12 pe seara se cinci. Deci 12 lungă. 12, dacă mă trebuie cu lungimea unui lafă, deci asta e egal cu lungă. Atunci, suma tuturor mulțimilor, suma lungimilor mulțimilor este 12 lungi egal cu 60. Ce înseamnă? Lungi egal cu 5.
Le egal cu 5, da? Dacă le egal cu 5... De aici, de la pătrat. De pătrat. Asta de simplu. Dar de simplu egal cu radical din... Radical din 25 plus 25 plus 5. Așa, că fiecare de 5, le trebuie să de 5. Dar 50, 75. Deci 25, deci de 3 ori câte 25, face 5 radical din 3. 5 radical din 3. Asta este diagonala 5 radical din 3. Mai vedem o dată. De ce v-ați păcălit aici? Nu știu. Din cauza că s-a o munchie. Munchie de sumă. Da, suma. Am mai avut o discuție de asta. Citim cu atenție. Da? Dar nu greșe. 7. Dacă în comparare de fizic. În paralelepiped dreptul unii. Avem AB egal cu AB. Ce înseamnă paralelepiped? Înseamnă prism cu baza dreptului. Toate fetele. Da? Cutia de chebit. Cutia de chebit. Sau spațiul aici, sala asta. AB egal cu AB și egal cu paralelepiped din 3. Pardon, pe dreptunghi, da? Da. Avem AB. Egal cu AB. A prim. Și egal cu radical din 3. Da. Și AD egal cu 8 cm. Iar AB egal cu 8 cm. Atunci, măsura unghiului. Trebuie să facem figura aici. Da. Atunci, măsura unghiului format din dreptele BC și AD trebuie este egal cu și mai avem și încă una. Așa. Deci facem un paralelepiped. Un paralelepiped avem aici. Paralelepiped mă nu cub. În dreptul iarăzut. A, B, C, D. ABCD, A'. Asta înălțimea
e de o clarità di 3. Ce mi interessează mult pe care face asta a doua. Da, și este egal cu BC prim, este egal cu... Îl calcul cu BC prim. BC prim, trebuie să-l calcul. Trebuie să-l calcul. Egal cu 64... La ce îți trebuie? Reciproca de teorema lui Pitagora. A, dar nu e reciproc, pur și simplu îți calculează asta la ipotenuză, da? Exact. A, da... Ce este? De numai trebuie să-l numi. Tu doar poate dă ceva, 30 pe undeva, să vedem. Dar ce să spun? Da? Ca dimensiune, o țin tot doar, dar te gândești ipotenuza cu cateze, da. Jumătate? Nu o să fie. Nu o să fie. Vrei tu? O să faci. Vrei ce vrei ca antrenă? Egal cu radicalul din... 64. 64. 8 la 2, așa că faci. Am plus 3. O platoa. Este o platoa în față, adică este 8. Da. Și numai cu 3, 4, adică 2. 8, 2, 16. Da, și dacă e 16, avem de ce 8. Așa că rezultă că unghiul de acolo e de... Dacă avem de ce... A, rezultă că unghiul din ce e de 30, din ce prim, din 30. Da. Și avem 30, 90, adică 60. Vedeți, la profesor, de 60, de 60. 60, da. Ai luat. Eu aș fi vrut să mă ies la, dacă știu. Dar puteai să-și dă la tangenta, care era legat de cateta opusă de cateta alăturată. Deci aș fi licitat. Nu uitam asta. Tangenta de unghiul B, asta care mi se cere mie. Adică, spun și triunghiul care trebuie C prim, B, C, e triunghi dreptunghic, nu așa, în C prim. Scris cu măsura lui C prim, egal cu 9 de grade. Lui C. Lui C, da. 9 de grade. Și atunci zic, tangente de B egal cu cateta opusă. O cateta de B. De scriu și C, C prim, supra B, C. O cateta de B. Și egal cu C, C prim, o cateta de B. 3. 3. Supra 8. Și dau fragmentul din 3. Și dau fragmentul din 3. Tangente de cât este? 90. 60. Tangente de cât este radical din 3? Deci rezultă că de acolo unghiul B, măsura lui B, egal cu 60 de grade. Bun. Mai avem la B, măsura unghiului. Apropo de asta, tangenta e catetă opusă supra... Cateta alăturată. Cotangenta? Cotangenta alăturată supra cateta opusă. Sinusul? Cateta opusă supra cateta opusă. Cateta alăturată. Alăturată. Mai avem măsura unghiului format dintre C, C prim și A prim B. Măsura dintre C, C prim și A prim B. A prim B. C, C prim și C, C prim. C, C prim. A prim. Adică măsura dintre D prim C și A prim B. A prim B. Minunată. Da, adică măsura dintre D prim C și C, C prim. Dintre D prim C și C, C prim. Duce pe A prim B în D prim C. Da, sau aducem în față, pe C, C prim. Sau duce pe A, C, C prim aici. B, B prim. Păi și unul ăsta aici. Da, și pentru că D prim, D prim, C prim, C e isoscel. Ăsta e de 45. Nu putem să facem cu tangenta. Dar ce, e o pradiva din 3? Da. Că zice aici că B e o pradiva din 3. Zice, dar o tot vrem spune cu o pradiva din 3, o pradiva din 3. Deci asta e de asta. Deci D prim, C, isoscel. Trebuie să spune. 45 de grade. Repede. Da. Nu mai facem cu tangenta, dar... Nu mai facem. Și acolo a fost 1. Tangenta e 1 la 45 de grade. Deci egal cu 45 de grade. Egal cu măsura unghiului, hai să spunem. Măsura unghiului pe care am de care avem B B prim. A prim B B prim. Și egal cu 45 de grade. Bun. 8. 8. Piramida triunghiulară S A B C. Ipoteză. Da. S A B C, piramida triunghiulară. S A B C, piramida. Triunghiulară.
Primul zi de urmă. De vârf este, adică de vârf. Are mutile laterale, legate cu partea radicală din 3. De vârf este, are mutile laterale. Șapte radicale din 3. Adică e sana. Dar nu trebuie de rezultat. Egal cu este A, egal cu este B. Egal cu este C. Hai să spun că laterale, da? Da, egal cu șase radicale din 3. Șase radicale din 3. Iar baza ABC este un triunghi lateral de latură 6. Deci, e trebuie să fie regulată. Așa, puteam să-i spun de la piramidă regulată, nu tetraedru, ci de piramidă triunghiulară regulată. Tetraedru care există la un moment dat? Tetraedru înseamnă patru fețe. A, înseamnă prisma. Poate nu asemnă. Nu prisma patru. Este o piramidă în care toate fețele sunt triunghiuri laterale. Și cea de jos și fețele laterale. Așa, și piramida triunghiulară regulată? Piramida triunghiulară regulată este asta, în care avem jos un triunghi lateral și ceva mai sunt. Mai mult, ele laterale sunt egale. Triunghiuri isoscele. Aici am... baza triunghi isoscele. E lateral, s-a bun. Da. Era de ce? Triunghi lateral. Ești lateral. Da. De la până 6. Adică A, B, triunghiul ăsta, A, B egal cu 6. B, C egal cu C, A, B egal cu 6. Acum, în ce era apotema, am învățat? Ce apotema? Nu am învățat, dar vă spun eu, e doar la dinerția în triunghi social. În triunghi lider. Facem figura și barată. Da, ca să ne spunem. Nu am văzut ceva cu apotema. Am vorbit, da, am vorbit ca. Și acum, hai să vedem repede figura. Deci, o să facem o piramidă triunghiulară regulată în spațiu, ne imaginăm că așa ar fi. Deci, A, B, C. Da, aici sunt triunghiuri. Ăsta e tetraedru. Că A, A este 6 radical din 3, S, C e 6 radical din 3, și A, C... Păi A, B și A, C... Și A, C e 6. Deci nu este. Unde fiind triunghi lateral, nu se mai aplică chiar în centrul ideocratic, centrul scris și cu scris. Da. Corică unul. Pe primara pe clar. Yes. Yes A. Yes C. Și yes B. Și acum, triunghiurile yes A, B, yes, B, C și yes, C, A, sunt toate triunghiuri isoscele. Îi caută că yes A, yes B, yes C, dar așa se repede din nou. Și sunt triunghiuri isoscele chiar, chiar concrete. Da, și ce înseamnă putem? Putem înseamnă așa. Într-una din fețele, reducem înălțimea. Ce ave? În care vrei tu? În fețele laterale. Fețele laterale. Yes, A, B. Yes, A, B. Ei, yes, A, B, mijlocul, pică chiar în mijloc, pentru că este isoscel, nu? Mm-hmm. Deci, apotema este perpendicul, înălțimea, scrieți cuvinte. Apotema, este înălțimea. Apotema piramidei este înălțimea dusă în una din fețe. Fețe laterale. Fețe laterale. Una din fețe laterale. Înălțimea sumă. De regulă vorbim de piramida aceea. Piramida este înălțimea dusă din una? În una. În una din, în una din fețele laterale. Vorbind de apotema piramidei, trebuie să fie aceeași. Și asta înseamnă că triunghiurile laterale sunt echilaterale. Deci sunt isoscele. Da? Ca să fie... Una. Da. Deci, una ar putea izmir, una să o duc aici. Eu aș duce-o în partea asta, ca să se vadă mai bine. Aș duce-o în fața ESA-C. Adică, într-un tetraedru, nu putem să vorbim de apotemă. Pentru că trebuie și poate mai multe. Putem să vorbim. Sigur că poate mai multe de apotemă. Că... M-am gândit că numai fețele laterale trebuie să fie
Păi, cu atât mai mult... A, da, că e și bază. Și baza, deci, e clar, da. Un triunghi, un triunghi echilateral este și isoscel. Da, și o duc la una, tot la una din fezii, o duc și stau în patru acolo, ca bun. Iată, asta este. E tot aia, e una singură, nu? Da, că se lasă de aceeași la fi și partea asta. Da. E trei, 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 exact. Dar aici e ca un... Este sonul. Este sonul. Este sonul. Cum vrei să mă întreabă? S-1. S-1, S-1. Așa e și O, da? În care am 36 pe 3 minus 9, nu? Păi știu piesă... Eu știu piesă, știi pe S-1. A, S-1, dar știi că trebuie ora e drept. De-a mea la fita ora. Deci merge repede. Merge foarte repede, da? Aha. Și e S-A, să știi. Da. E S-A e 6 radical din 3. AES1 este 3. Dar rămân cu Pitagora. Da? Deci, IES1, hai să zicem, IES1 egal cu... IES1 egal cu radical din 6 radical din 3 la pătrat. 6 radical din 3 la pătrat minus... IES1 la pătrat. Minus 9. Și la pătrat egal cu... 3, 6, 3. 3, 9 pe lângă. De ce 9? 3, 6, 3, 4, 2, 9. 3, 2, 9. Și... Îți dăm 9, 4, 1. 9 pe lângă. 9 pe lângă, 4, 3, minus 1, 9, 12. 4, 3. Minus 1, deci 9, 12. 9 ori? 4, 3, 12 și minus 1, 11. 11. Da? De ce e ca 9? 3, ca 9. 9, de unde iese 1? Radical de 99, care înseamnă 3 radical de 15. Cu asta am aflat pe IES-ul. Așa, s-a văzut de la soară. Da, atât. Atât. No. Dacă e mai de perpendicular de plan ABC, e mai de perpendicular de plan ABC, astfel încât e mai egal cu 4, astfel încât e mai egal cu 4. Așa, încât. A egal cu 4. Lucra pe ce este de tot nichitoșel. Triunghiul A, B, C. De tot nichitoșel. Care vă mășeau? Egal de triunghiul. Nichitoșel. 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 Da. Cu ipotenuza pe ce egal cu 8. De ce? Centimetri. Și ipotenuză. Da, da. Adică e dreptunghic în A, da? Da, da. Măsura lui A egal cu 90 de grade. Iar O este centrul cercului circumscris, circumscris lungiului ABC. O. Centrul cercului circumscris. Circumscris. Atunci e voie egală cu? Atunci voie. În concluzie, da? Da. Asta a fost ipoteză. În concluzie, voie. Egală cu? Voie egală cu cine? Ce să facem? Desen, sigur că da. Trebuie să facem un triunghi. Dreptunghic. Dreptunghic. Și isoscel. Și isoscel, da? Da, asta știm noi. Noi o să-l desenăm... Normal în spate. Neapărat. Asta avem acolo EMA. EMA perpendicular plan. Așa. Uite, aici A. E acolo unghiul de 90 de grade. Aici A, B, C. EMA. Am perpendiculară pe plan. BC 8. BC este de 8. EMA 4. EMA 4. Centimetri. Da. Iar O este centrul cercului circumscris lungului. O, centrul cercului circumscris. Dar am zis că este centrul cercului circumscris. La intersecția centrului cercului circumscris. Mediatorul. Ai zis bine. Mediatorul. Dar e la
pesneală sau... Nu. Mai ce? Nu, care de cinoci. Asta, dacă ne clarificăm acum, ce este centrul circumscris? Ce este centrul circumscris mai întâi? Cercul circumscris. Cercul circumscris înseamnă că el e circumscris triunghiul, adică triunghiul se află în interior, interior și cercul în afară. Da. Deci dacă se dă un triunghiul de așa, mască-n mare, un triunghiul de mare. Întrebarea este, cum găsesc eu centrul cercului, cât punând compasul, să meargă foarte bine corect. Adică, punând compasul în punctul acela, el să fie la egal distanță de vârf. Deci, punctul acela trebuie să fie așa de deștept, încât de acolo, până la A, B, C, de la O la A, de la O la C și la O la B, poate să fie exact. Alternativa din cercul cu triunghiul. Ai, e vers. Am triunghiul. Faci încercă. Faci încercă. Păi nu, îmi devine mediatoriu. Duci mediatoriu. Dar punctul ăsta, atenția, Miruna. Punctul O trebuie să fie la egală distanță și vedeți și de cer. Dar nu aveți compas. Nu-i faci compas. Dar insist pe chestia asta. Faptul că O e la egală distanță și de B și de cer, el s-a afirmat mediatoarea segmentului. Că noi știm așa de anul trecut. Punctele de prin mediatoarea unui segment sunt foarte bucuroase. Ele sunt foarte bucuroase, că sunt la egală distanță de capete segmente. Oriunde am luat la punctul ăsta, egal cu asta. Aici, asta egal cu asta. Deci toate punctele de mediatoare sunt foarte, foarte bucuroase. Spun, noi suntem fericite, suntem la egală distanță de capete. Deci acel punct O, fiindcă eu vreau să duc să fie centru, centru trebuie să treacă și prin B și prin C, deci O, C să fie la O, B. Deci O, neapărat, mă duc mediatoare. A, O egal cu O, B. Și de altă parte și A, O egal cu O, B. Și ca A, O să fie egal cu O, B, trebuie să duc și mediatoarea asta. Și că duc mediatoarea asta. Cele două mediatoare, A, B, B, C și A, B, se întâlnesc într-un punct. Acel punct este cel deștept căutat de noi, în stare să ne